Ce fac cinci vietnamezi pe un câmp înarmați cu un hârleț, lopată și sârmă, prind popândăi? Imaginile bizare au fost surprinse pe un câmp de lângă Timișoara de un fotograf și au ajuns și la o asociație care luptă pentru protecția animalelor. Și asta pentru că popândăul este protejat prin lege și teoretic nu poate deveni hrană procurată prin braconaj. Nu este însă pentru prima dată când vietnamezi veniți la noi să lucreze sunt prinși în timp ce încearcă să-și obțină astfel hrana. Imaginile au fost filmate pe un câmp de la marginea Timișoarei. Se văd cinci vietnamezi înarmați cu un hârleț și o lopată, în timp ce sapă gropi pentru a găsi popândăi. Ca să-i captureze, au improvizat și un sistem de prindere cu sârmă. De altfel, vânătoarea lor pare să fie avut succes pentru că, într-un recipient de plastic, se pot vedea două sau trei animale deja capturate. Imaginile au fost trimise unei asociații pentru protecția animalelor. Au mers să facă verificări și inspectorii gărzii de mediu din Timișoara. Unde a identificat pe lângă popândăi și numeroase galerii. Totodată, pe aceste galerii au fost identificate capcane improvizate din PET. Uciderea popândăi sau capturarea acestuia constituie infracțiune. Reprezentanții unei asociații de protecție animalelor spun că în acea zonă este cea mai mare comunitate de popândăi din România, care numără câteva mii de exemplare. Au cerut și ajutorul poliției. A fost depusă o sesizare ce privește acte de braconaj a unor specii protejate de lege. Nu ar fi pentru prima dată când vietnamezii care lucrează în diferite companii din Timișoara încearcă să-și obțină hrana din braconaj. O fabrică din Calea Aradului, unde braconau fazan și iepuri dintr-o păieniță, chiar păienița fabricii. Muncitorii de acolo îi hrăneau și la un moment dat nu mai apărut fazanii. Și după aia au aflat că, de fapt, în fiecare seară la ora 7 veneau după ce se termina lucrul la fabrică și mergeau și braconau fazan și iepuri. Aceeași metodă, bidon de 5 litri, nu știu ce beți aveau. În urmă cu câteva luni, la Cluj-Napoca, un vietnamez a fost filmat în incinta unei fabrici din oraș, în timp ce jupoia șobolani. Și în acel caz a fost solicitat ajutorul unei asociații de protecție a animalelor. Până acum nu au fost luate măsuri împotriva lor.